Din toată inima noastră să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin, amin. Iubiți frați și surori, am intrat deja, prezentările sunt făcute în seara aceasta. Este ultima joi din noiembrie și poporul american are ziua mulțumirii. Sigur, denaturată un pic ca sărbătoare, să fie curcanul pe masă, să fie belșug, bunăstare. Și m-am gândit și am două gânduri în această seară. În primul rând, la această mulțumire care trebuie să o avem înaintea Domnului. Și un al doilea gând este lumina pe care noi trebuie să o răspândim. Nu știu dacă dumneavoastră ați sezizat în această seară atât corul bărbătesc care a cântat Luminați, luminați, aprindeți focul sfânt, ne-a provocat și cel puțin eu am fost emoționat trebuind să fac o retrospectivă să văd dacă mă încadrez în a lumina așa cum o cere Dumnezeu. Și orchestra de asemenea a cântat și ei ne-au provocat spunând: Doamne Iisuse, ajută-ne să luminăm. Aleluia. Domnul să ne dea putere. Amin. Iubiți frați și surori, mă gândeam la această zi a mulțumirii. Suntem mulțumiți, ne străduim, ne luptăm cu noi înșine. Prin natura noastră, noi oamenii suntem egoiști, suntem materialiști. Fiecare trage foc la oala lui, își urmărește întâi interesul, ca să spun așa. Și ne străduim să avem o viață de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Suntem conștienți că mâna lui întinsă ne dă binecuvântări. Dar am o întrebare. Domnul este mulțumit de noi? Poetul spunea așa de frumos că noi ne lăudăm cu Domnul și cu harul vieții noi, însă oare Domnul poate să se laude cu noi? Mă gândesc la această zi a mulțumirii să fie Domnul mulțumit, să fie mulțumit de viața noastră, de trăirea noastră. El a trimis în lume oamenii să lumineze. El a trimis oamenii să-și facă datoria. Și în prima sa predică, Domnul Iisus, numită predica fericirilor sau predica de pe munte, pentru că așa spune aici în Matei capitolul 5, când Domnul Iisus a văzut noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Și el a început să vorbească și să-i învețe. Pot să citesc această predică de pe munte, sigur nu este greu, acele 9 fericiri, nu ne este greu să le citim și ne străduim să le trăim cu adevărat, da, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, ferice de cei ce fac pace, de împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu, ferice de cei ce vor fi prigoniți din pricina neprihănirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Și acum, chemarea noastră, motivarea noastră la o viață sfântă. Geabul nostru, munca noastră, datoria noastră. El ne-a trimis în lumea aceasta și a spus: voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, și oamenii nu aprind o lumină ca să o pună sub oboroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Și las versetul 16 mai pe urmă. Iubiți ascultători, este o problemă această lumină care noi trebuie să o răspândim. Mi-am adus aminte că soția mea a terminat facultatea de instalații și la
examen, i-am povestea, la examen i-a căzut un subiect, cum să facă o încăpere mai luminoasă, să fie mai multă lumină în încăpere. Care sunt metodele, care sunt soluțiile? Și sigur a trebuit să răspundă din punct de vedere tehnic, așa cum era, cum erau cursurile, cum s-a pregătit, sigur, folosirea unor corpuri de iluminat, unor becuri performante. Poate că veți spune, bine, noi nu avem calități, nu avem așa performanță. Uitați ce spune Petru, pentru că despre Petru s-a vorbit în Cartea Faptele Apostolilor. Vreau să citesc și eu în epistola lui Petru. Spune Petru în felul următor, în asta a doua epistolă, o să vă citesc. Dumnezeiasca lui putere, capitolul 1, versetul 3, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Deci avem tot ce ne trebuie. Suntem unități de lumină performante. Avem cuvântul lui Dumnezeu, da? Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci, legarea la sursă, becuri performante, corpuri de iluminat performante, legate la sursă. Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie, slăvit să fie Domnul. Ni se cere să răspândim această lumină. Mergem mai departe, iubiți frașilor. O altă metodă, și spunea soția mea că a prezentat-o profesorului, când vrei să fie o lumină mai mare în încăpere, ridici planul de iluminare. Ridici mai sus sursa. Așa am citit aici în Matei. Oamenii nu aprind o lumină ca să o pună sub oboroc, ci, spune aici, o pun în sfeșnic. O ridică mai sus. Eu mi-aduc aminte, am crescut până în clasa a patra la lampă. Și lampa se agăța sus. Sau dacă era pe perete, tot undeva mai sus. Ca să răspândească lumină. Era greu. Se citea din Biblie, veneau la rugăciune în casa bunicilor mei, eram și eu martor acolo. Nu era așa o lumină așa de plăcută și de frumoasă cum este aici. Era o lumină de la lampă. Fie că era una sus legată la grindă sau mai era încă una suplimentară pe perete, dar tot undeva sus. Cartea Filipenilor, vreau să vă citesc, iubiți frați și surori, după ce este prezentată în Cartea Filipenilor o Hristologie extraordinară, care aproape că ar trebui să o spunem pe de rost, El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și acum urmează cele mai frumoase cuvinte despre Domnul Iisus. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie Domn. Și după aceea vine apostolul și spune astfel, dar prea iubiților, dacă Domnul Iisus a venit la noi, dacă Domnul Iisus a lăsat slava, dacă s-a făcut ascultător și până la moarte și încă moarte de cruce, totdeauna să fiți, ați fost ascultători, dar să fiți și mai departe. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiji și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copiii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Doamne, ajută-ne!
ținând sus cuvântul vieții. Ridicarea sursei, ridicarea planului de iluminare cât mai sus, ca să fie răspândită această lumină. Dumnezeu să ne ajute! Dar un lucru care mi-l spunea soția, că i-a scăpat atunci la examen și tot profesorul insista, cum faci ca să lumineze mai bine? Trebuia să spună, și a ajutat-o în sfârșit profesorul, trebuie curățit, trebuie spălat corpul de iluminat. Poți să pierzi lumină dacă corpul de iluminat este murdar. Eu am schimbat recent, am văzut că becul este ars într-o baie și am pus un alt bec, dar am văzut că corpul acela de iluminat, lustra aceea care trebuia să o prind după aceea, care filtra lumina să fie o lumină plăcută, da? Să te poți barberi liniștit, să folosești foarte bine sursa de lumină. Și am văzut, era un praf extraordinar și am spălat foarte bine corpul de iluminat și când am montat corpul acela de iluminat, plafoniera aceea și becul era bun și legat la sursă, am avut o lumină suficientă. În lumea aceasta suntem chemați să răspândim lumina lui Dumnezeu. Corpuri bune de iluminat, becuri performante, v-am citit, dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot, trebuie să ținem sus cuvântul vieții, o sursă cât mai sus, un plan de iluminare ridicat la cota care trebuie, la cota maximă să răspândească cât mai multă lumină și să vadă cât mai mulți această lumină. Voi sunteți ca o cetate pe un munte, nu poate să rămână ascunsă și întreținerea corpului care luminează, întreținerea curată. Dumnezeu să ne ajute! Pe voi înși vă păziți-vă curați! Domnul să ne dea putere! Ce vreau, iubiți frați și surori, v-am spus că am lăsat ultimul verset din Matei 5 despre lumină, l-am lăsat mai la urmă. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 16 din pasajul acesta. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Cum luminăm? Prin faptele bune. El le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele. În seara aceasta, din Cartea Faptele Apostolilor, foarte frumos pasaj, fratele care a vorbit înaintea mea, a vorbit despre Petru, lucrarea din cetățile acelea, din Lida și Sarona, da? Vindecarea lui Enia, o lucrare extraordinară. Și după aceea pasajul continuă cu o uceniță. Eu înțeleg că era tânără față de surorile care erau în jurul ei. Spune aici, în Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Ce frumos! În vremea aceea s-a îmbolnăvit, a murit, au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus, fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage. Nu zăbovi, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca, Tabita, da? Când era cu ele. Iubiți ascultători, sigur, noi nu-L cumpărăm pe Dumnezeu, dar în momentele grele din viața noastră, cântărește înaintea lui Dumnezeu ceea ce am făcut pentru El. Îl determinăm pe Dumnezeu să vină mai aproape de noi. Spunea un frate că la o rugăciune a ieșit o soră în față, bolnavă, să-i se facă ungerea. Și cel care făcea ungerea și proroc, un slujitor al Domnului pe care Domnul îl folosea,
Și când s-a apropiat de sora aceea, a venit lucrare de la Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a spus așa: pentru că te-ai rugat pentru alții ca pentru tine, te vindec. Nu i-a mai făcut ungere, a venit o putere, așa cum mărturisesc toți cei care sunt cercetați de Domnul. Vine așa o putere din tălpi până în creștetul capului sau invers, din creștetul capului până în tălpi, vine puterea aceea lui Dumnezeu, a simțit așa o putere și sora a fost vindecată în momentul acela. Pentru că te-ai rugat pentru alții ca pentru tine. Iată, suntem chemați să facem această lucrare. Au înconjurat-o pe Tabita, văduvele, au venit cu hăinuțele alea, cu cămășele să-i arate lui Petru și Petru s-a lăsat copleșit de această lucrare și l-a înduplecat așa pe Dumnezeu. S-a rugat înaintea lui Dumnezeu și a spus: Doamne, nu lăsa așa o mare întristare peste femeile acestea. Și Domnul s-a îndurat și a trezit-o dintre morți pe Tabita și a fost o lucrare mare. Spune aici cuvântul Domnului că el i-a dat mâna, a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Slăvit să fie Domn! Au venit la Domnul Iisus când sutașul acela a cerut să-i vindece robul bolnav. S-au apropiat iudeii și parcă-i văd așa oameni care îi impuneau respect, așa, oameni respectabili, oameni care la rândul lor se purtau frumos în rândul populației, erau văzuți bine acești mai mari ai norodului și l-au înconjurat așa pe Domnul Iisus și a spus: Doamne, face să-i faci binele acesta, căci iubește neamul nostru și ne-a construit sinagoga. Au pus o vorbă bună. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători, atunci când se va face câte o mijlocire, câte o propunere de rugăciune pentru cineva care este în necaz, este în durere, veniți înaintea Domnului cu argumente, convingeți-L pe Domnul, găsiți cuvinte frumoase despre persoana respectivă: Doamne, o cunosc în adunare, se roagă, e o soră credincioasă, Doamne, îl cunosc din adunare, un frate foarte respectos, un frate care vine la adunare, un frate care face bine oamenilor, e un frate care vorbește frumos. Și găsiți aceste argumente, să-l convingeți pe Domnul atunci când este nevoie ca El să intervină, să lucreze la cauzele unor oameni care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Fiți oameni care mijlociți, așa cum spunea Duhul Sfânt despre sora aceea. Se ruga pentru alții ca și pentru ea. Domnul să ne dea putere să îi facem voia Lui, să facem lucrarea aceasta de mijlocire în casa lui Dumnezeu. La noi la Betel a fost o vedenie și vreau să vă spun, sunt îndemnat să vă spun în seara aceasta, pentru că vă întreba, dar ce fapte bune, ce să lucrăm noi, ce putem să facem noi în lucrarea lui Dumnezeu? Eu nu mă pricep să cânt, eu nu știu să cânt, cânt în comun, eu nu știu prea multe, de predicat la lucru, acasă, la școală, nu știu așa bine să predic. Ce pot să fac pentru Domnul? Și în vedenia care a fost, se vedea ca un car așa, care reprezenta biserica și cunoașteți că deseori este prezentată biserica ca un car în care sunt oameni care trag la car, sunt oameni care împing la car, sunt oameni care sunt în car, care beneficiază de lucrările din biserică, sunt ajutați, sunt sprijiniți, că nu toți pot să tragă la carul acesta al Evangheliei, nu toți sunt chemați să depună o forță mare. Și spunea Duhul Sfânt că erau oameni care împingeau la car, se vedea, erau transpirați, se vedeau că ostenesc la carul acesta al Evangheliei, ca lucrarea lui Dumnezeu, biserica să înainteze și să meargă. Așa cum am citit, cum s-a citit în seara aceasta, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Duhul Sfânt este Cel care mișcă, dar noi trebuie să punem suflet, noi să facem lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Erau persoane care trăgeau la car, se vedea pe ei, transpirau, puneau umărul. Era o altă categorie, spunea solul Domnului, că a văzut în vedenie, care se făceau, simulau așa, mimau așa că parcă ar depune și ei efort și ar împinge și ei la car, dar se vedea clar că nu depuneau niciun efort, doar se făceau că lucrează, că împing carul Evangheliei, carul bisericii. Dar spunea prorocul respectiv că a văzut o altă categorie, da,
în jurul carului erau niște oameni a căror față nu se vedea, era sub niște pânze albe fiecare, nu se vedea fața. Dar spunea cel care a văzut vedenia că de sub pânza aceea așa, ieșea ca un nor alb, ca o putere care se răsfrângea asupra celor care trăgeau și parcă primeau puteri. Cei care trăgeau la car și care împingeau la car cu putere, se vedea de sub pânza aceea unde era cineva, bărbat, femeie, care mijloceau în rugăciune. Erau mijlocitorii. Aleluia. Nu li se vedea fața. Pentru că lucrarea de mijlocire nu este cunoscută. Nu spui, nu strigi în gura mare, frate, eu mâine am o zi de post și țin o zi de post pentru slujitorii din biserică, țin o zi de post pentru orchestră, țin o zi de post pentru cei care cântă. Nu se vede această lucrare, dar este văzută și cunoscută de Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Dacă te întrebi în seara aceasta, ce poți să faci pentru Domnul? Poți să faci milostenie dacă ești chemat să faci milostenie. Întotdeauna vor fi oameni mai săraci. Întotdeauna Dumnezeu îți pregătește pe cineva care are nevoie de ajutorul tău, are nevoie poate de un cuvânt, de o mângâiere. Povestea un frate care a fost la operație, un frate dintr-o biserică unde păstoream la țară și îmi povestea fratele, urma să intru în operație pe creier. Aveam mari probleme. Înaintea mea era un om care intra el primul la operație, în salon. Și am început să-i vorbesc, să-l încurajez, să-i spun ceva despre Domnul Iisus, care este medicul cel mare. Și omul acesta a spus așa, niciodată nu mi-a spus nimeni așa cuvinte frumoase. Sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sunt oameni care n-au auzit de Dumnezeu și sunt momente unice în viață când tu trebuie să-i spui de Domnul, de puterea Domnului, de lucrările lui Dumnezeu, de faptul că El vindecă, de faptul că El iartă, de faptul că El mântuie. Noi trebuie să spunem oamenilor despre Domnul Iisus. Și poți să faci această slujbă. Să ai un cuvânt bun, să ai un cuvânt frumos. Să pui umărul în lucrarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un frate de la noi, spunea, frate, eu nu știu mai mult să fac, dar mergea cu microbuzul la evanghelizări. Nu vă pot descrie Ce plin de râvnă. Niciodată nu a spus, nu mă duc, frate. Mai mult decât atât, mergeam cu grupuri la evanghelizare, cântau tinerii, dar pe microbuz. Mai era câte un cuvânt nepotrivit la vreun tânăr sau ceva. N-a spus odată ceva, să povestească ceva rău din călătoriile lui. El era șoferul care ducea grupul la evanghelizare. Cu plăcere îl chemam la evanghelizare, cu plăcere venea să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și el spunea așa, eu asta știu și eu asta fac. Ce vreau să vă spun, iubiți frați și sori? A avut și are mai multe fete. Știți că sunt probleme, mai ales la căsătoria fetelor. Doi băieți și mai multe fete. 6, 7, 8 fete, multe fete. Și am văzut cum Dumnezeu l-a binecuvântat și fetele s-au căsătorit în adunare și au făcut nuntă frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu. Sunt binecuvântate la casa lor, pentru că omul acesta a făcut ceea ce știa el să facă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Trebuie să luminăm. Vreau să închei cu două gânduri din cartea lui Petru. Îmi place așa de mult că a fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit. Dar foarte interesant, și asta vreau să vă citesc în seara aceasta, cum începe el prima epistolă și cum începe el a doua epistolă. Poate că ziceți, da, eu nu sunt un om important în viața aceasta, cine sunt eu să luminez, să ajut, să pun umărul, să mijlocesc? Și poate te tragi înapoi așa că nu-ți vezi locul sau nu ai calitatea sau nu ai resursele sau nu ai, știu eu, poziția. Știți că așa a venit îngerul la Gedeon și el a spus, cum să mă duc eu să izbăvesc? Păi, eu sunt cel mai mic din familie, familia mea cea mai mică din seminție, cu ce să mă duc? Și ți-a spus îngerul, du-te cu puterea care o ai. Du-te cu puterea care o ai. Te trimit eu și vei izbăvi pe Israel din mâna lui Madian. Și Dumnezeu a făcut o mare lucrare, slăvit să fie Domnul. Iată cum începe Apostolul Petru și vreau să meditați la exprimarea aceasta a Apostolului Petru în prima epistolă. Capitolul 1, versetul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini. Cum e asta? Aleșii care trăiesc ca străini. Nu ne cunoaște lumea.
Nu ne apreciază lumea, dimpotrivă sunt tentați să ne vorbească de rău, dar noi, acești aleși al lui Dumnezeu, trăim în lumea aceasta ca străini, dar într-o zi Dumnezeu ne va scoate la lumină. Într-o zi, ceea ce am spus noi se va împlini, ceea ce am făcut noi se va vedea, vor vedea oamenii faptele bune și în ziua cercetării vor fi chemați de Dumnezeu, mișcați, inima lor va fi mișcată spre Dumnezeu, pentru că au văzut această lucrare bună în viața noastră, acești străini, dar aleși pentru Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Epistola a doua, da? Citim cum începe a doua epistolă. Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Iată, creșterea calității. Așa cum spunea și fratele, cartea Efesenilor este o carte a calității. Dumnezeu cere calitate. S-a supărat și în Isaia capitolul 5 când face acea cântare, prea iubitul spune, de ce via mea a adus struguri acri, sălbatici? Am așezat-o pe un pământ bun, am sădit vițele cele mai alese, am eliberat pământul, am scos afară pietrele, am împrejmuit-o cu un gard, am făcut un zid să nu vină animalele. De ce via mea a adus struguri acri? Era nemulțumit, Dumnezeu cere calitate. Doamne, ajută-ne! Au căpătat, da? Să căpătați, Dumnezeu să vă ajute, să căpătați o credință de același preț cu a Sfinților. Domnul să ne ajute! Iar spre finalul epistolei, el face ca o trecere în revistă a celor două epistole pe care le-a scris. Prea iubiților, aceasta este a doua epistole pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai înainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului nostru Iisus Hristos dată prin apostolii voștri. Și porunca din seara aceasta este să luminăm de calitate cât mai sus cuvântul vieții, oamenii să vadă lumina și să se întoarcă la Domnul, lumina răspândită prin faptele noastre bune, pregătite mai dinainte de Dumnezeu, numai noi să umblăm în ele. Domnul să ne ajute să identificăm ce trebuie să facem, fiecare să-și caute, sigur, rostul în casa de adunare, să se pună la treabă, pentru că ceea ce facem rămâne, într-o zi vom primi o răsplată, ne vom întâlni cu Domnul și iată ce frumos, și cu asta închei, cu un verset frumos din cartea lui Maleahi, ultimul profet al Vechiului Testament. Pe vremea când oamenii se întrebau, dar ce rost are să-L slujim pe Dumnezeu, poate că și dumneavoastră primiți asemenea propuneri incomode, nu-L mai slujiți pe Dumnezeu, ce rost are, așa spuneau și ei, spune aici în cartea lui Maleahi în felul următor, Domnul era un pic nemulțumit, cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, Maleahi capitolul 3, versetul 13, și m-a întrebat, ce am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufați, da, celor răi le merge bine, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Dar până când scapă? V-ați întrebat? Și autorul psalmului 73 spunea, era să mi se îndoaie picioare, să-mi alunece pașii, când am văzut ce bine le merge celor răi. Dar m-am uitat la sfârșit, la sfârșitul, de la urmă, la starea lor finală m-am uitat. Tu îi pui pe o pantă alunecoasă și îi arunci în prăpăd, spunea psalmistul. Atunci și cei ce se tem de Domnul, și aici am vrut să ajung la aceste frumoase cuvinte din cartea Maleahi, au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Se scriu faptele care le faceți. Sunt înregimentate, sunt catalogate. În cartea Apocalipsei spunea Ioan, am văzut că s-au deschis niște cărți. Și o altă carte mare, cartea vieții. Și oamenii au fost judecați după cele scrise în cărțile acelea. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Doamne, ajută-ne să te slujim!
Dă-ne putere să răspândim lumina curată, să facem voia ta, ca la sfârșit, când se vor deschide cărțile, să ne bucurăm, căci Pavel spunea, noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul care l-a făcut când trăia în trup. Doamne, ajută-ne să primim răsplată pentru bine. Amin.